cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc ieri la sediul Organizației Județene din Baia Mare, purtătorul de cuvânt al PNL Maramureș, Cristian Niculescu Țigârlaș, la codul de procedură penală, determină o situație care nu face cinste României, aceea că justiția nu mai este independentă și echilibrată. Reprezentantul PNL a dat câteva exemple cu privire la modificările aduse la codul de procedură penală. O normă legală modificată sau care se vrea a fi modificată și care avantajează pe Dragnea în mod direct. Revizuirea hotărârilor judecătorești definitive poate fi cerută în cazul în care soluționarea cauzei nu este semnată sau redactată de către judecătorul care a participat la proces. Știți prea bine celebra situație în care președintele Curții Supreme s-a pensionat, nu a mai participat la semnarea hotărârii, ceea ce nu era un incident conform procedurilor penale care se ducă la nulitatea hotărârii, pentru că l-au semnat restul judecătorilor și a fost comprimită, dar au introdus-o textual ca să rezolve problema dosarului condamnării domnului Dragnea. A dat și un alt exemplu în discuție, fiind cazul Dan Voiculescu. Redeschiderea cazului Voiculescu. Motiv de revizuire va fi sancționarea disciplinară a judecătorului procurorului din proces. Știți prea bine că judecătoarea care l-a condamnat la curte de apel, sau una dintre judecătoare din complet, care l-a condamnat pe Voiculescu, a fost ulterior sancționat disciplinar de către structura abilitată, motiv care, în conformitate cu noile modificări, ar determina redeschiderea dosarului Voiculescu cu posibilitatea achitării acesteia. Un alt exemplu pe care l-a dat reprezentantul liberal a fost acela legat de faptul că se modifică durata maximă a unui proces penal. Data urmăririi penale, a spus acesta, este redusă la un an. Dacă procurorii nu reușesc în decurs de un an să trimită în judecată persoana în cauză, atunci dosarul se clasează automat.